Vreau să vă spun câteva lucruri despre Facebook. Dacă găsiți numele meu pe Facebook, să știți că nu sunt eu. Altcineva a făcut pagina sau contul respectiv. Acolo pot pune numele altei persoane și să strângi fani. Eu nici măcar nu mă uit la acea pagină. Cineva mi-a spus că există așa ceva. Eu sper totuși că nu e nimic rău scris acolo. Cineva ar fi pus câteva din mesajele mele acolo, dar eu nu corespondez cu oamenii pe Facebook. Eu n-am timp de pierdut cu așa ceva. Căci vă spun, chiar și după 58 de ani de studiu, cunosc așa de puțin Biblia. Așa de puține știu și abia mi-ajunge timpul pentru Cartea lui Dumnezeu. De unde să mai am timp pentru Facebook? Eu vreau ca viața mea să o concentrez pe lucruri veșnice. Timpul este scurt. Am spus asta când aveam 20 de ani și spun asta și acum, la 80 de ani. Timpul este scurt. Fii devotat Domnului fără piedici. Aceste versete le-am scris eu pe prima pagină a Bibliei mele când aveam 20 de ani. Este din 1 Corinteni 7. Două versete pe care le-am pus împreună. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 29. Timpul este scurt. Sau vremea s-a scurtat, în traducerea cornilescu. Și versetul 35. Să slujiți Domnului fără piedici. Am pus aceste două versete împreună pe prima pagină a Bibliei mele și am scris, timpul este scurt. Slujește sau fi devotat Domnului fără piedici. Am încercat. Desigur, nu pot să spun că întotdeauna am fost devotat 100%. Asta nu înseamnă că nu citesc în ziar, că nu mă uit pe internet la unele știri, dar toate sunt puse la locul lor. Este ca o murătură și nu tot meniul. Dacă faci din murături principalul tău meniu, te vei îmbolnăvi. Poți lua puțin din ea, dar să fie la locul ei. Dar nu te uita sau citi lucruri care să îți umple mintea. Motivul pentru care oamenii au vise urâte sau coșmaruri este că și-au umplut mintea cu multe gunoaie. Ar fi foarte bine să citești Cuvântul lui Dumnezeu seara înainte de culcare, în loc să te uiți pe Facebook. Un alt lucru este că putem fi prieteni cu tot felul de oameni răi. Știți că sunt mii de divorțuri care au avut loc din cauza Facebook-ului? Există avocați în Anglia care au spus că mii de divorțuri au avut loc pentru că unii au corespondat cu foși prieteni din școală, pentru care au avut o simpatie în trecut. Mă refer cu cineva de care au fost îndrăgostiți ca tineri. Acum sunt maturi, căsătoriți, dar iau din nou legătura cu acele persoane și astfel se distrug căsnicii. Asta se întâmplă mereu și mereu. Și trebuie să fiți foarte atenți. Sunt oameni care intră pe chat sau în discuții cu tine și care se dau drept fete, dar de fapt nu sunt. Și tu ca fată crezi că vorbești cu o fată, dar de fapt este un bărbat care vrea să ajungă la tine. Se întâmplă de multe ori asta, mai ales în țările din vest. Trebuie să aveți multă grijă cu Facebook-ul. Și fiți atenți și la ce dați like-uri. Nu știu dacă știți ce înseamnă degetul mare ridicat, acel like. Eu am vrut să știu sigur ce înseamnă, și m-am uitat în dicționarul Collins ce înseamnă thumbs up-ul, degetul mare ridicat, like-ul. Acesta înseamnă că te încurajez, te aprob, te accept, totul este ok. Deci, te încurajez în ce faci, sunt de acord cu tine, te aprob, te accept și arăt că totul este ok. Asta spune dicționarul Collins. Deci atunci când dai like pe Facebook la cineva care s-a răzvrătit în biserică și a părăsit-o, sau la cineva care a fost disciplinat de biserică și te uiți la vreo poză postată și îi dai like, știi ce îi spui cu asta? Chiar dacă prezbiterii nu te acceptă, eu te accept. Chiar dacă ei nu te aprobă, eu te aprob. Chiar dacă ei spun că nu-i totul ok, eu spun că totul este bine. Vă spun că sunt astfel de oameni fără înțelepciune, prostuți, răzvrătiți, care stau în bisericile noastre și care fac acest lucru. Ok, nu trebuie să-mi spui mie asta, nu sunt eu judecătorul tău, dar cred că într-o zi, dacă acești oameni nu se vor mai întoarce la Domnul, tu va trebui să dai socoteală înaintea Domnului, pentru că nu le-ai spus adevărul, ci i-ai încurajat atunci când mergeau strâmb. Tu ai mers la ferma de porci și i-ai încurajat. În loc să le spui să se pocăiască și să se întoarcă înapoi la casa tatălui. Acesta e un exemplu. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc este disciplina. Disciplina este un lucru de care creștinii au cea mai mare nevoie, dar pe care îl doresc cel mai puțin. Să vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 9. Marele Apostol Pavel a realizat așa de multe în viața lui și motivul realizărilor sale nu a fost numai pentru că a fost plin de Duhul Sfânt, nu numai pentru că s-a rugat și a citit în Cuvântul lui Dumnezeu, ci de asemenea pentru că și-a disciplinat trupul. 1 Corinteni 9 cu 27 Îmi disciplinez trupul, adică ochii mei, limba mea, în mod deosebit, și le fac pe acestea roabele mele. În traducerea Living Bible spune, Eu nu voi lăsa ca trupul meu să facă ce vrea el, ci îl fac să facă ce ar trebui să facă. Știți care este diferența între ce ar trebui să facă trupul și ceea ce vrea el să facă? Între ce vor ochii tăi să vadă și ce ar trebui ei să vadă? Ce vrea limba ta să spună și ce ar trebui să spună? Eu decid ca trupul meu să facă ce trebuie să facă, și nu ce vrea El să facă. Aceasta înseamnă disciplina, spus în modul cel mai simplu. Și dacă nu ești disciplinat, nu contează ce experiențe ai avut, vorbire în alte limbi sau chiar umplere cu Duhul Sfânt, eu spun că nu vei reuși să ajungi cu bine la final. Chiar Pavel spune asta. Și el a fost mai bun decât noi. 1 Corinteni 9 cu 27. Dacă nu îmi disciplinez trupul, dacă nu fac ca trupul meu să facă ce ar trebui să facă, atunci chiar dacă predic la așa de mulți oameni, la final, la linia de sosire, voi fi descalificat. El vorbește despre o cursă aici, de la versetul 24 în jos. Faceți-vă timp să citiți pasajul. Există oameni care încalcă regulile la jocurile olimpice, și când ajung la linia de sosire, ei cred că au ajuns primii. Dar arbitrii spun, nu. Ai fost descalificat. Ne pare rău. Toți au crezut că ești primul, dar ești descalificat. Nu ești nici măcar al treilea, al patrulea, nici măcar ultimul, ci ești descalificat. Și Pavel a spus că chiar asta îi se poate întâmpla lui. Când am citit asta, vă spun că lucrul acesta a adus o frică sănătoasă, nu una nesănătoasă. Nu am nicio frică nesănătoasă în viața mea. Nu mi-este frică că Dumnezeu îmi va face rău sau că mă va pedepsi, ci eu mă tem să nu-fac -mi mie însumi rău. Eu mă tem să nu mă ruinez pe mine însumi. Nu Dumnezeu face asta. Eu mă pot distruge pe mine însumi. De asta mă tem eu. Și de aceea mă disciplinez.